consider că prin acest vot, prin susținerea cetățenilor, mi-a pentru nou mandat să susțin proiectele principale, și aici mă refer la Wonderland, la Centrul de Sud, la Parcul Industrial și la celelalte proiecte pe care le am. Și voi acționa ca atare și în acești 4 ani. Sarcina noastră în acest Consiliu este una mai ușoară decât în Consiliul trecut. Am purtat discuții de început, de antamate, pentru că discuțiile vor avea loc la nivel de organizație județeană. Dar am purtat discuții cu toate cele 3 formațiuni politice și toate sunt dispuse să vină alături de noi pentru Uniunea Europeană, pentru dezvoltare. Că pe unele proiecte punctual nu o să ne înțelegem cu ceea ce spuneați dumneavoastră ecologiști referitor la centura varianta 2 sub, ok. Asta este. Dar este un punct. Nu înseamnă că acest punct răstoarnă tot sistemul. Avem o sarcină mai ușoară, pentru că în Consiliul trecut, pentru a putea să trec un proiect cu 14 voturi, trebuia să demontez un bloc. Trebuia să rup dintr-un bloc o porțiune care să vină alături de noi. Lucru care a fost extrem de greu și de dificil. Dacă nu s-a înțeles bine, repet încă o dată. Viceprimarii sunt în conformitate cu legea ajutorul primarului. Consiliul local nu poate să pună pe cineva care să fie supraveghetorul primarului sau conducătorul primarului sau pârâtorul primarului. Pentru că dacă se întâmplă așa ceva, ăla va fi cititorul de presă al primarului. Eu, în discuțiile care le-am avut cu colegii de la celelalte 3 partide care au intrat în Consiliul local, am răspunsuri pozitive, afirmative, fără să solicite funcția de viceprimar.